3, 2, 1. Hai. Nu, te rog, lasă-mă pe mine. Îl faci tu. Nu faci bine. Deci vai de părinții care n-ascultă de copii. Ai folosit toată hârtia? Ce găsi aici? Bună ziua, dragi, și bine v-am regăsit în show-ul Un Șef și... Jumătate! Jumătatea mea în bucătărie. Ce faci, draga tati? Bine. Bine? Deci astăzi facem dovlecei umpluți. Umpluți. Umplem și cu niște cărniță și cu niște cremă de brânză. Ești de acord cu mine? Da. Și pe deasupra o să punem niște pesmet, așa să avem și un pic de crunchy, multe verdeață. Începem cu asta deja. Cu avem o nevoie de o tigaie, de tigaia să facem totul. Numai nu te grăbi. Gătim în același timp și pe ne învață cum să economisim bani, nu dragoste. Ce ziceți? Tu cu lingura asta mie, uite, faci așa, un pic și, uite, poți să faci un pic așa și așa și vreau să scoatem miezul ăsta afară, vezi? Te rog, dar trebuie să avansăm. Nu, te rog, lasă-mă pe mine. Dar faci și tu. Nu faci bine. Deci vai de părinții care n-ascultă de copii. Sau că am sucit proverbe, dragilor, cât de mult era invers. Acum s-a sucit lumea. Nu ce face tata? Să tai mărunt. Iguna, vara ce mănâncă oamenii? Vara. Brânză, croșii, cu ce avem în grădină, da? Și noi o folosim doar că asta nu mâncăm goală așa, o condimentăm. Și o amestecăm cu mai multe feluri de brânză. Deci fii atent, iubitea mea. Doar că de data asta, peste această brânză... Mai punem altă brânză. O punem și o brânză cremoasă să lege și un pic de smântână, iubitea mea. Și amestecăm, da? E, bravo. Și okay. Tata, între timp, că de asta suntem doi în bucătărie. Faci altceva. Păi n-amestecă fata ta bine? Păi n-amestecă fata mea bine? Bravo ție, draga mea. Deci punem și un pic de brânză cremoasă. Acum vreau să mai pun și o lingură de smântână grasă. Te rog. Uite, când stau dovleceii noștri, draga mea, care ai curățat tu, și ce face tata? Pune un pic de sare pe ei. Dăm și un pic de culoare și de textură. Amestecă frumos. Deja avem alte culori. Nu mai trebuie să punem boia. Iau ceapa și dovlecelul și pun aici, în aceeași tigaie, să folosim doar o tigaie, da? Da. Nu ce facem aceeași tigaie. Vezi? Punem dovleceii și îi facem pe jumătate, da? Pune un pic de ulei. De data asta un pic de ulei măsline. Uitați. Vreau să dau un pic de culoare, să le dau la bucățele alea pe margine și în același timp pun capac. În momentul când pune capac pe oală, se face pe oală, se face ca și la cuptor. Niște usturoi, punem niște cimbru. Ce crezi că aici, Ilona? Hai să vedem dacă a început să se coloreze. Deja cuțitul. Aici ce culoare faină a căpătat. Asta aveam, dragilor. Să se caramelizeze un pic pe margine și dovlecelor, dragilor. Vezi? Uite. Uite ce frumos a făcut. Uite cum arată, iubitea mea. Vezi? În aceeași tigaie am nevoie de carne, care mi-o dai tu acum, iubitea mea. Punem pe toată? Pune pe toată, da. Da, Ilona. Mamă, uite cum s-a făcut carnea deja! Păi acolo se prăjește, se face, da! Na, și draga tati, tata o să incorporeze în brânzică, să fie mult mai... Au trecut 3 minute? Gustoasă, vezi? Așa, acum... Asta e atins. Uite, uite, draga tati. Asta la fel. Uite care-i șmecheria, draga tati. Acum, cu o lingură. Cu o lingură, da. Lingură? Îți aduc eu lingura, nu? Așa se face bucătăria. Hai, ce face tata? Ce face tata? Facem? Așa. Nu frig ăștia? Nu. Și punem înapoi pentru că eram din aceeași tigaie. Vezi că tigaie doar încinsă, da? Așa. Mamă, ce frumos arată. Uite, punem niște cimbru, punem usturoi înapoi. Da, gata, prea târziu. Asta dăm la spălat aici. Și acum, draga mea, dăm o lămâie, te rog. Să ne cuțitul țapă, nu? E mare, dacă vă ție... Așa, ai văzut că poți? Ai văzut că se poate? Bă, e greu, în bucătărie. Mulțumesc. Și acum facem așa. Și eu fac.
Punem pe Iulie măsline, te rog frumos. Eu fac asta. Așa. Mulțumesc. Asta cred că e cam gata aproape. Gata? Așa. Pe Iulie, da. Și cât ai pus? Atât, destul. Gata. Luăm-i pe foc. Ce ți-a căzut? Lămâie. Doar trebuie să se amestece, iubita mea. Nu le strângem tare pentru că vreau să rămână frumoasă. Astea doar mă fantastică, să știi, iubita mea. Bine? Nu le strângi. Uite, un pic de frunză de cimbru, vezi? Vezi, deasupra? Nu mai trebuie? Nu mai trebuie, nu. Și acum, draga tati... Dragilor, asta e rețeta noastră de astăzi. Un șef și jumătate.